Conflictul mocnit și nedeclarat public dintre liderul PNL Gorj Dan Vâlceanu și Marcel Romanescu, președintele organizației municipale, ia amploare după ce în spațiul public au apărut informații despre o posibilă candidatură a lui Cerasel Cuteanu la alegerile europarlamentare din partea PNL Gorj. Romanescu a declarat că dacă Dan Vâlceanu insistă să-l susțină pe Cuteanu, el nu va susține lista PNL. Mai mult, îl avertizează pe Vâlceanu că nu va face campanie pentru partid. Liderul PNL Gorj s-a declarat deranjat de faptul că astfel de discuții au loc în spațiul public și nu în interiorul partidului. Romanescu spune că nu ar fi de acord ca Cerasel Cuteanu să candideze la alegerile europarlamentare din partea PNL Gorj. Motivația președintelui PNL Târgu Jiu este că acesta l-a atacat în repetate rânduri și nu ar putea să-i facă campanie. Acest lucru i l-a transmis și liderului organizației Dan Vâlceanu. Atât personal cât și prin intermediul presei locale, afirmă Romanescu. Ce v-a deranjat? Toate atacurile la persoană pe care le-a făcut în perioada ultimilor 2 ani de zile. La persoană. Și asta cu adevărat mă deranjează. Și nu ați fost consultat de conducerea PNL Gorj pentru această posibilă numire? Ba da, am aflat-o din presă. Am aflat-o de la TV Sud și de la o emisiune făcută la TV Sud. Și ați reproșat acest lucru președintelui partidului? Nu, am eu dreptul să-i reproșez. Eu îi spun exact ce gândesc. I-a spus? Ați discutat pe acest subiect? Da, i-am spus și i-am transmis și prin intermediul TV Sud și a celorlalte televiziuni. Că nu voi susține... Da, da, i-am spus foarte clar. Și s-a clarificat situația, va fi sau nu? Vom vedea. Dan Vâlceanu s-a declarat deranjat de faptul că Romanescu îi transmite părerile prin intermediul presei și nu poartă discuțiile acestea în interiorul organizației. Romanescu a mai declarat că dacă Cerasel Cuteanu este membru PNL Târgu Jiu, îl va exclude din organizație. Discuția despre alegerile europarlamentare pe care dânsul a generat-o nu ne face bine deloc. Mi-ar fi plăcut ca lucrurile să se discutăm la partid nu, și să mi se transmită la partid nu prin intermediul unor emisiuni televizate sau de radio. Da, asta e. O vom discuta oricum și la partid. Eu alte declarații, mai mult decât am spus în comunicatul de presă și v-am spus și astăzi, nu vreau să fac pentru că eu consider, mă rog, o dovadă de respect să discutăm prima dată la partid și după aceea să spun public informații despre această speță. Romanescu a mai declarat că dacă Cerasel Cuteanu este membru PNL Târgu Jiu, îl va exclude din organizație.